Penele de curent și întreruperile de energie electrică din ultima perioadă, atât din București cât și din restul țării, care au afectat Casa Națională de Sănătate, dar și casele județene de sănătate, prin disfuncționalități în sistemul de carduri de sănătate, orice al emiterii de documente, a înfuriat atât cetățenii cât și conducerile acestor instituții. Astfel și la Mehedinți, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate a rămas ieri fără curent mai multe ore, timp în care asigurații nu au putut beneficia de serviciile minime ale instituției. Ion Mâțu, președintele director general al Casei de Asigurări de Sănătate, Mehedinți, trage un ultim semnal de alarmă distribuitorului de energie electrică și avertizează că dacă se vor mai repeta astfel de momente, piața de energie este deja liberalizată și soluții există. Au existat probleme de sistem o oră și jumătate datorită celor de la CEZ care ne-au anunțat că vor întrerupe curentul. Vreau să spun că CEZ-ul trebuie să înceteze cu asemenea practici comuniste, să întrerupă curentul atunci când vor ei. Trebuie să discute, suntem o instituție publică importantă care se ocupă de sănătatea mehedințenilor și trebuie să discute cu noi și să negocieze. Eu nu accept ca să-mi bat joc de asigurat. În concluzie, CEZ-ul să-și facă treaba, să oprească curentul după ora 16:30, atunci când se termină programul cu asigurații noștri. A existat vreo informare din partea acestora că va fi întreruperi de curent? A existat doar informare din partea acestora și nu o discuție așa cum ar trebui să fie. O negociere și o discuție. Eu nu îmi permit să-mi bat joc de asigurați. Dacă ei își permit să-și bată joc de oamenii care au contract cu ei, treaba lor, dar eu nu pot să-mi permit să-mi bat joc de asigurări. Faptul că în continuare în România câțiva așa ziși investitori se comportă pare să ca pe moșiile lor, în casa românului nu ne mai miră. Și astfel, în cazul energiei electrice, oamenii sunt de-a dreptul furioși din cauza facturilor, a modului cum se soluționează reclamațiile, pasarea problemelor și debranșările hinghierilor de curent care operează de cele mai multe ori pe șestache, fără să fie văzuți. Cazuri unde persoane în vârstă dependente de aparate de oxigen sau persoane dependente de aparate medicale cu probleme locomotorii au rămas fără curent sunt deja cunoscute. Interesant este faptul că în restul țării, unde operatorul este de o altă factură, lucrurile nu stau așa și doar în fosta Electrica Oltenia se întâmplă aceste fapte.